nostru domnul inginer Biabi, Iudif, care va citi un material legat de unificarea statului german, deși sărbătoarea a fost pe data de 3 octombrie, din motive obiective nu am putut desfășura această activitate, colegii noștri fiind în turneu prin țară, și am considerat că totuși trebuie să cinstim acest eveniment. Poftiți! În primul rând, vă salut pe toți și mă bucur să ne revedem. Pentru această zi deosebită, eu am scris un documentar care se intitulează Ziua Unității Germane. Contextul evenimentelor care au permis reunificarea Germaniei a fost acela a deschiderii frontierelor, moment în care prăbușirea economiei est-germane era evidentă. La 9 septembrie 1989, Egor Greitz, succesorul lui Honecker, gândindu-se să câștige o faimă de popularitate, a anunțat deschiderea frontierelor între cele două germane, iar în aceeași zi, spre seară, a căzut zidul Berlinului. Căderea zidului Berlinului reprezintă un eveniment intergerman de importanță universală. În mari orașe est-germane au avut loc manifestații revoluționare ale grupurilor de rezistență, care, deși reprimate cu brutalitate, ele au sporit la Berlin, în prezența lui Gorbaciov, invitat la cea de-a 40-a aniversare a întemeierii RDG, care a avut loc pe 7 și 8 octombrie 1989, represiunea a fost extrem de violentă, dar cotitura decisivă s-a produs cu ocazia manifestației organizate la Leipzig, când armata și poliția nu s-au mai opus manifestanțelor. La Leipzig, pe 21 noiembrie 1989, s-a declarat: suntem un singur popor, și se cântau ambele imnuri naționale. În timp ce în RDG aveau loc aceste evenimente, cancelarul federal Hermann Kohl, prezentat pe data de 28 noiembrie 1989, un program în 10 puncte, care prevedea măsuri de ajutor și cooperare între RFC și RDG, ca și înființarea unei comunități contractuale. El viza, de asemenea, ca relațiile Est-Vest să fie întărite și sporite pe calea unității statale a Germaniei. Cancelarul Helmut Kohl, pe plan intern, atașat valorilor creștine și partizan al unei economii de piață interpretată în lumina doctrinii sociale a Bisericii, a insistat pe elevarea valorilor morale. Începând cu anul 1987, după alegerile din ianuarie, prestigiul cancelarului Kohl a crescut și mai mult, mai ales în septembrie 1987, prin modul în care s-a primit, prin modul în care l-a primit pe Honecker și prin progresele importante făcute în relațiile intergermane, precum și prin înmulțirea vizitelor germanilor din Est în RFG. Cancelarul Kohl, din programul cu cele 10 puncte, a preluat inițiativa în planul unificării germane, inițiativă aclamată la Dresda pe 19 decembrie 1987, în timpul unei vizite făcute cu Hans. De asemenea, în asemenea condiții, ORSS nu își mai putea impune voința în RDG. Iar cu ocazia vizitei lui Modrog la Moscova, la 30 ianuarie 1990, Gorbaciov a acceptat principiul unității germane, cu condiția ca aceasta să nu se facă stradă. În timpul întrevederii de la Moscova, Kohl și ministrul de afaceri externe Dönster au obținut asigurarea că problema unității germane va fi rezolvată de către Germania. Activitatea intensă a cancelarului, ca și promisiunea unei unificări economice rapide și avantajoase
au produs efectul așteptat. Iar noua etapă pe calea unificării a fost parcursă câteva săptămâni mai târziu, când delegațiile celor două guverne au stabilit pe 2 mai condițiile în care va fi înfăptuită, începând cu 1 iulie 1990, unificarea economică, monetară și socială a celor două state. S-a decis introducerea mărcii germane, Deutsche Mark, ca monedă unică pentru întreaga Germanie, cu paritatea 1-1. Concomitent cu politica internă, negocierea pe plan internațional, purtată după procedeul 2+4, cele două state germane plus cele 4 puteri de ocupație, și favorizate de atitudinea conciliantă a lui Gorbaciov, care a recunoscut Germanie libera alegere a alianței, a permis semnarea la 3 octombrie 1990 a declarației solemne finale privind unitatea germană, simbolizată în aceea zi la Berlin, prin celebrarea noii sărbători naționale. Ziua Unității Germaniei este așadar ziua de 3 octombrie 1990. Aceasta fiind sărbătoarea națională a Republicii Federale Germania, care a fost adoptată după reunificarea politică, legislativă, teritorială și administrativă a Germaniei, petrecut integral la 1 octombrie 1990. Pentru că Germania este un stat federal, alcătuit din 16 landuri federale, această sărbătoare populară se desfășoară în fiecare an în alt land. În mod tradițional, acest land este tocmai acela care deține președinția Camerei Superioare a Parlamentului German, unde sunt reprezentate cele 16 landuri federale germane. Ziua Națională a Germaniei se suprapune și cu cel mai mare festival din lume, Oktoberfest, care atrage anual timp de 16 zile peste 6 milioane de turiști la München, Bavaria. În încheiere, vreau să vă recit o poezie din volumul meu de versuri intitulat Forumul German, care se referă la comunitatea noastră. Forumul German este o comunitate de oameni harnici și organizați care își exprimă în libertate cultura prin grai, plită și dans. Avem de învățat unii de la alții, indiferent de originea etnică, dacă vrem să dăm un sens vieții prin modernism și prin stare, într-o stare romantică. Așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim, să socializăm în grupuri compacte, să ascultăm muzică și să vizionăm dansuri populare și lansări de carte. Suntem români de origine germană. Ne iubim în frumoasa țară și ne bucurăm. Apreciem munca fizică și intelectuală, o muncă cinstită pe care o cultivăm. Avem un singur ideal comun, să promovăm cultura germană prin acțiunile noastre în comun și prin socializare liberală. Avem un singur ideal comun, să formăm o mare familie din membrii Forumului German cu aceleași reguli în gândire. Dorința noastră este mare să oferim clipe de fericire tuturor la fiecare adunare prin cuvânt și cântece de iubire. Avem un ideal comun de grup, integrat de plin în societate, în țara în care ne-am născut, trăind în deplină libertate. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumesc, domnul Bunianic!